După ce mi-a dat viața la temelie și mi-a dat stopul cardiac, s-a făcut lumină, ordine și am înțeles de ce s-au întâmplat anumite lucruri. A trebuit să devin mamă singură și să am grijă de aceste fete. Deci asta este o lecție pe care eu a trebuit să o învăț și să o duc mai departe. Și așa a trebuit să fie. Am devenit cu adevărat mamă când s-a născut a doua fetiță. Mai doresc un copil, un băiat. Dar nu mai pot eu să-l fac, probabil cu o mamă surogat, dar mi-aș dori. Pot să-mi construiesc viața așa cum doresc, pentru că eu merit. În momentul în care ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră și ne dăm seama că noi suntem singurii responsabili pentru tot ceea ce atragem, noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Tot timpul am considerat că trebuie să muncesc de două ori mai mult decât alții ca să pot să ajung acolo unde îi ajung mai ușor. Adică niciodată nu am considerat că am o voce excepțională. Dacă tatăl meu nu era așa dur cu mine, nu eram astăzi aici. Adică trebuie să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mi s-a întâmplat și să-i mulțumesc într-o anumită măsură. Bună seara și vă mulțumesc că suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici, joi, orele 19. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, vă mulțumesc mult pentru tot sprijinul vostru. În această seară am un invitat special, o cunoașteți, este cineva care îi place întotdeauna, îi plac foarte mult orice fel de provocare, este un artist prin definiție, dansează, cântă, multi talented, cum s-ar spune în state, un fel de Britney Spears al nostru, super talentat, și am onoarea să o prezint pe Andreea Bolan. Uai, ce frumos m-ai prezentat! Cu drag, frumos, e adevărul, mulțumesc! E adevărul! Da, am fost asemănată de multe ori cu Britney Spears, da. Cine ești, Andreea Bolan? Eram sigură că o să mă întrebe asta. Mă stăteam aseară în cadă și mă gândeam, ce o să mă întrebe, Damian, mâine? O să mă întrebe, cine ești tu, Andreea? Păi, Andreea Bolan, artistul sau Andreea Omul? Andreea Omul. Omul. E ciudat să vorbesc la persoana treia despre mine, dar eu ca și om sunt o fire foarte sensibilă, nu pare, dar zodia rac mă caracterizează. An și an de zile am făcut un pas înainte, doi înapoi, dar totuși am ajuns unde mi-am dorit. Aș fi putut să iau un drum mai ușor, dar tot timpul mi-au plăcut obstacolele. Sunt foarte ambițioasă, am așa un buton pe care dacă cineva sau ceva îl apasă, imediat mă montez. Îmi plac provocările, cum ai spus, îmi place adrenalina și vreau să arăt că se poate. Și totodată vreau să fiu un exemplu pentru cei care poate nu au resursele sau nu își doresc pe moment, să arăt că se poate, orice îți dorești în viață. Și sunt mamă, evident, cred că trebuia să încep cu asta. Am două fetițe superbe de aproape 3 ani, mulțumesc, și cealaltă de 5 ani, care mă împlinesc cum nu m-am plinit nimic niciodată, mai mult ca și cariera. Până n-ai copii, nu știi, apoi îți dai seama. Și atât, să trecem la carieră. Ești o personalitate publică. Spune-mi cât este real din ceea ce vedem, adică cât este personaj și cât este realitate. Știu că sunt percepută de multe ori ca fire foarte dură, poate rigidă uneori. În realitate sunt mai glumeață, sunt mai funny. Fac mai mult autoironie în realitate decât la televizor. Pentru că an și an de zile am căutat perfecțiunea și mi-am dat seama că nu, mai bine să fii natural și mai bine să te arăți așa cum ești. Dar an de zile n-am făcut asta. Tot timpul am vrut să fiu stiff, am vrut să arăt să fie perfect și în coreografie și momentele și tot. Și probabil oamenii în timp și-au făcut impresia asta despre mine. Dar întotdeauna se știe că sunt foarte muncitoare. Lucru care mi-a plăcut să se știe acest lucru despre mine. Am și demonstrat asta în timp și la Dansez pentru tine. Dar mai nou, prin vlogurile mele, că de aceea fac și eu vlog de 3 ani de zile, vreau să arăt că sunt mai relaxată, naturală, să mă cunoască oamenii așa cum sunt, cu bune și cu rele. Oricum am cunoscut și cu bune și cu rele, că toată viața mea personală a fost pe tapet de-a lungul anilor și au aflat și relele din viața mea, n-am avut ce să fac. Și cred că abia acum, în ultimii ani, publicul a început să mă cunoască cu adevărat. Super! La fiecare podcast îmi place, dar nu de fiecare dată fac acel lucru ăsta, mai ales că lumea te cunoaște pe tine și ești în ochii publicului de când erai mică. Da. Pot să spun așa? Adică tot ești mică, adică tot tânără, dar de când erai foarte, foarte mică copil. Povestește-mi puțin despre copilăria ta, te rog. Ce
ce mi-aduc eu așa aminte înainte să încep cu Andrei? Îmi petreceam verile la bunicii mei de la țară și citeam Legendele Olimpului și de acolo am devenit foarte visătoare și mai târziu mi-au plăcut toate filmele cu Star Trek, Star Wars, Stargate și mi-a plăcut să evadez într-o lume imaginară și de aceea tot timpul după concerte găseam relaxare în aceste filme pentru că mă transpuneau în lumea aceea, în universul, în stele, în fantezie și probabil de mică de acolo s-a legat. Apoi petreceam cealaltă jumătate din an la Galați, la părinții tatălui meu și eram năzbătioasă așa, dar mi-a părut rău că n-am avut frați și surori cu care să mă joc, tot timpul mergeam la vecini și mă jucam cu ei, dar copilăria mea a fost destul de scurtă, pentru că la 12 ani am cunoscut-o pe Andrei Antonescu la o emisiune, la Badabanu, la TVR, tații s-au recunoscut de la facultate și dintr-o dată, peste noapte, la 13 ani, deja eram celebră, cu liberă la mare, n-am realizat absolut nimic, oricum povestea asta am mai spus-o de multe. Da, adică la viteza când se întâmplă lucrurile, nu-ți dai seama de... Nu-ți dai seama și mai ales copil fiind, înainte să intru în Andrei, tatăl meu mi-a făcut un album, mi-a făcut niște piese, mergeam, le cântam la concertele pentru copii, m-a remarcat Mihai Constantinescu, m-a recomandat la TVR, așa am intrat la Badabanu și de acolo totul se știe. A fost o perioadă frumoasă, dar și grea în același timp, pentru că eu ca și copil n-am conștientizat-o, mai târziu mi-am realizat prin ceea ce am trecut, dar orice lucru de atunci m-a adus astăzi aici. Deci erai un copil ascultător sau făceai prostii, Eram destul de ascultătoare, dar în momentul în care am intrat în Andrei și poate mi-aș fi dorit să mai am să mă mai joc, da, atunci am devenit un pic neascultătoare. Și de aceea și conflictele cu tatăl meu, conflicte celebre. De obicei, asta pot să spun, adică și eu ca instrumentist și ca artist și știi că ai avut și în trupă și alții prieteni și alții oameni și ai început, e foarte greu pentru un copil care trebuie să studieze și o ai pe maică-ta sau pe bunica, toată doamna în fundul tău, studiază. Am dat să răzvrătești. Bravo, adică să nu mai ai voie. Țin minte că mă uitam pe geam și vedeam pe aia cum joacă fotbal și îmi spuneam continuu, studiază, dacă vrei să ajungi mare, dacă vrei să faci... Și asta poate să fie puțină... Da, adică părinții în acele momente sunt bine intenționați. Adică cred că și tatăl meu, siguranță, a fost bine intenționat, trebuia să mergem la concerte, de exemplu... Și nu puteai să te faci de râs, adică... Da, și în clasa a noua, de exemplu, n-am stat niciun weekend acasă. Intrasem la liceu, eram unul dintre cele mai bune colegi din Prahova, eu Luca Caragiale și trebuia să învăț, trebuia să nu fac absențe, dar eu eram tot timpul plecată, plecam vineri dimineață, mă întorceam luni, marți la școală. Și mama, în același timp care n-avea legătură cu muzica, trăgea de mine să îmi fac temele și să fiu bine și la școală și să fac și o facultate. Și a fost foarte greu să impact, pentru că trăgeau de mine în direcții paralele. Da, da. Și eu încercam să impact pe amândoi. Și mai târziu mi-am dat seama că tata n-a fost rău intenționat, el vrea performanță în ceea ce făceam și mereu ne spunea amândorura, faceți coreografie, faceți dans, eu mă ocupam de coreografiile din Andrei, el scria piesele, adică am fost așa o echipă. Și până la urmă am făcut niște lucruri frumoase cu trupa, pentru că până la ora actuală, ca și cifre, nicio altă formație n-a avut cifre noastre. Și piața de atunci a permis. Da, normal. 1,5 milioane de albume vândute, am primit 5 discuri de platină, unul de aur. Wow. Ce îți lipsea cel mai mult atunci? Mama. Mama îmi lipsea pentru că ea nu venea cu mine în concerte și eram destul de tristă pentru că Andreea venea cu mama ei și cu tatăl ei și cu fratele ei. Și eu mă simțeam un pic singură, marginalizată și... Mama n-a avut ce să facă, că avea servicii, lucra este. Da. A fost ingineră. Și tatăl meu la fel, doar că tata s-a lăsat de serviciu și a mers cu noi. Mi-a lipsit foarte mult, foarte mult și acum mă bucur de ea, pentru că s-a mutat la mine de când am divorțat și are grijă de noi. De noi, de pisică, de cățel, de pești. Deci, de și, toate jucările. Și profit de dragostea ei și în fiecare dimineață îmi face micul dejun, pentru că mi-a lipsit. Ce tare! Mi-a lipsit, da. Și cred că se bucură enorm de copilași. Da, și are grijă de noi toate. Și ea ne gătește, ea are grijă de casă, ea și... E ca o revanșă pe care n-am avut-o. Cred că te simți mică. Puțin dată la spate, având în vedere că acum sunt copii pe primul loc. Cred că e nebunită. După. Da, și fetele sunt pentru ambele pe primul loc. Dar și eu mă simt răsfățat odată cu fetițele mele. Da, adică pe lângă ele. Primești exact. Tu puțin atenție. Da. Și ea se bucură că practic acum petrecem timpul pe care noi trebuia să-l petrecem în copilărie. Da, că văd asta de la, și la mine, la Andrei, dacă ar fi să fac așa identificare cu mama Cristinei care ne ajută. Și, adică nu cred că nici tu, nici Cristina n-ați mai primit atenția dacă ai fi tu fără copii doar. Da.
Adică prin exact. Prisma copiilor cumva. Da. Și ani de zile eu am fost singură în turnee, chiar și după ce n-am mai lucrat cu tatăl meu de la 18 ani. M-am mutat în București și tot timpul eram singură. În fine, cu dansatoare, cu da, oamenii, da. Dar în cameră eram singură. Împachetatul, despachetatul, bagajul. Și mi-a lipsit. M-am simțit singură de multe ori. Și acum, pentru că am o familie mare cu doi copii, adică și cu mama și cu străbunica, mai vine și străbunica în vizită și avem și cățel și pisică și așa, mi se pare fabulos. Mișto. Da. Tot mai vorbeam înainte cu băieții din trupă de un sentiment pe care îl avem, mai ales că tu ești în industria noastră și numai în toată industria asta, muzicii, care este foarte asemănătoare, de faptul că noi când eram mici, nu prea am auzit, adică în comportamentul tipic românesc al părinților noștri care au fost și ăștia la liceu de muzică și la tine și la toată lumea, nu auzi când ești mic, bravo tată, ce bine ți-a ieșit piesa asta. Auzi, studiază, că ai văzut până la altul da. Ce bine cântă și astea. Și asta cumva, pe termen lung, te afectează, pentru că este, da, adică noi nu avem motivația ca la americani. Eu am pățit asta când am ajuns la Berkeley și un profesor m-a greșit și îmi spune, wow, great, și eu zic că ăsta e surd. Dar acolo nu era aia unde, ca în România, aș primi deja o palmă, mai înțeles? Da, da, da. Și vorbeam cu ei chiar acum, înainte să ajungi tu, faptul că asta după aia îți creează toată viața un sentiment de... Un complex. Un complex. Da. Unde te simți că nu ești mulțumit de tine. Mai mult. Pentru că tu ai auzit în copilărie de mii de ori, nu e bine și atunci când era bine. Da. Ce părere ai despre lucrul ăsta? Târziu am învățat că așa au știut... Ei să facă. Tații noștri la vremea respectivă. Dar a avut un impact și asupra ta același lucru, nu? Da. Și mama, nefiind cu mine în turnee, ea nu putea să-mi zică bravo la ceva ce nu știa că se întâmplă. Dar tații noștri, într-adevăr, au fost destul de duri cu noi. Dar nu e vina lor așa, fuseseră și ei educați. Abia acum, în ultimii 10 ani, avem acces la internet și la parenting. Și facem cursuri, și citim, și vorbim cu psihologi, și vedem cum trebuie să ne educăm, cum să-i răsplătim pe copii atunci când... Sau cum să le spui te iubesc. Exact. Ai auzit cuvântul te iubesc? De la mama mea, da, des, da. Dar de la taică tu nu? Da, pentru că nu știa. Despre asta vorbeam și noi acum. Eu îi spun lui Andrei acum îmi spune. Deci acum, când sunt mare, îmi zice, te iubesc puiul lui tati. Eu zic, super! Adevărat? Și eu îi spun lui Andrei de 50 de ori pe zi, te iubesc, exact. te iubesc. Exact. Da. Și, într-adevăr, deci ca impact, pentru mine personal, tot timpul am considerat că trebuie să muncesc de două ori mai mult decât alții, ca să pot să ajung acolo unde îi ajung mai ușor. Adică niciodată nu am considerat că am o voce excepțională și atunci a trebuit să fac mai multe lecții de canto, să muncesc la prezența scenică, să mă perfecționez pe dans ca să vin cu un pachet complet și să astfel să poate să eclipsez sau să fiu specială prin show-urile mele. Adică întotdeauna am ca un rac, doi pași înapoi, unul înainte. Și nu cred că are doar de-a face cu Zodia, cred că are de-a face, tu spune așa, per total, cum am vorbit cu copiii care încep de mici. Da. Cred că are de-a face și cu presiunea asta care dacă ai fi crescut cu cineva care ai făcut o altă meserie, nu muzică sau cum ești în sport, și nu ți-ar fi spus de fiecare dată, bă, nu e bine, atunci la un moment dat se pare că e ok. Dar când auzi în continuu că nu e bine, ăsta te motivează să studiezi, dar după aia rămâi așa pe viața întreagă. Da, și te porți cu tine, ca adult, cum mulțumesc. Se purta părintele cu tine. Adică Ce-am spus mai înainte, adică de multe ori cânți, ăsta era exemplu cu 2000 de ani, să ajungi tu, cânți, totul e bine și nu ești mulțumit, dar de fapt nu e tu, e vocea care ai auzit în copilărie. Exact, și te pedepsești tu. Adultul din tine pedepsește copilul tău interior. Și eu am înțeles lucrurile astea în timp, făcând terapie, citind foarte mult și lucrând cu mine. Și abia în ultimii ani am let go. Ai început să te self-accept. Exact. Și self-love. Mi-am dat seama că eu acum sunt un adult. Eu nu mai trebuie să am acea voce. Eu acum pot să-mi schimb paradigma din subconștient și pot să-mi schimb total viziunea asupra vieții și nu mai trebuie să car după mine aceste bagaje din copilărie și pot să-mi construiesc viața așa cum îmi doresc, pentru că eu merit și eu sunt talentată. Tot timpul îmi spun, sunt talentată, pot să fac și asta, și asta, și asta. Și nu vocea din spate este... Mai prezentă decât vocea ta. Exact. Ce bine îmi pare că am subliniat subiectul ăsta, mai ales pentru cei tineri care se uită la noi. Dar astăzi, pentru cei tineri, e altfel, pentru că au acces la informație. Adică, imediat dacă vorbesc cu colegii, dacă se întâmplă ceva, ai acces la un click distanță, poți să citești pe tot felul de site-uri. Da, o să te miri, că încă sunt oameni care, în unele cazuri, nu...
încă nu prea le spun te iubesc, adică mai există da. Și faza asta. Cred că o să mai dureze ceva timp. Dar eu cred că copiii din ziua de azi sau poate nu or să facă aceeași performanță. Corect. Performanța și oamenii de succes vin și reușesc din fie din sărăcie, fie din ambiție, fie din vocile astea care i-au suprimat atunci când erau copii. În momentul în care tu, în copilărie, ești tot timpul lăudat, sau nu tot timpul, ești lăudat, ai o situație materială ok și n-ai nevoie și n-ai... Nu mai ai motivație, nu mai faci performanță. Adică dacă ne uităm la toți oamenii de succes, mare succes, toți au plecat din niște condiții foarte, foarte grele. Sau au avut tați sau părinți care au fost duri cu ei, respectiv, nu știu, Michael Jackson, Prince sau... sunt exemple mari. Da. Doar așa faci performanță. Nu mai vorbim de gimnastele noastre, adică ce am vorbit cu el așa, personal, și îmi povesteau cum erau și la Deva. Da. Deci, doar dacă ai pe cineva dur, faci performanță. Dar lucrul ăsta îl înțelegi mai târziu și dacă mai târziu reușești după aceea să scapi totuși de aceste voci... Acolo e problema. Atunci viața ta se poate deschide într-un mod foarte frumos. Altfel poți să rămâi cumva încătușat. Cu vocile alea, încătușat. Da. Și faci și te și blochează. Te blochează, da. Da. Eu am înțeles asta pentru foarte mulți ani, pentru că le spuneam și lor exemplu, motivația la mine era maica mea, Dumnezeu, soiul, bunica mea care m-a crescut, îmi spuneam continuu. Și din condițiile care am venit seama, de la noi la țigan, cum erau lucrurile, îmi spunea, trebuie să pui mâna să studiezi, să n-ajungi ca Verite la pușcărie. Adică motivația era, trebuie să studiezi ca să n-ajungi la pușcărie. Da. Nu ca să ajung mare sau să fac ceva. Tu aveai pușcăria în cap. Exact. Da, și aveai imaginea aia. Și exact. Deci, practic, dacă tatăl meu nu era așa dur cu mine, nu eram astăzi aici. Adică trebuie să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mi s-a întâmplat și să-i mulțumesc într-o anumită măsură. Superb. Când închizi ochii și ți-amintești de copilul Andreea Bălan, ce vezi? Am făcut multe meditații de conexiune cu copilul din interior, pentru că la 13 ani s-a petrecut o scindare emoțională în mine. Urcându-mă pe scenă atât de devreme, a trebuit să mă maturizez peste noapte și să fac față unor probleme de adulți și, emoțional vorbind, am rămas un copil și s-a produs această scindare, nu știu cum se explică să se înțeleagă, și peste noapte s-a creat un adult superficial, adică artificial. Asta e bine să le explici lor, pentru că și eu am trecut prin același lucru. Adică mie nu-i voi să mi-e explici, că mă identific cu ea 100%. Și am plecat în viață cu două personalități. Acel copil interior, care a rămas emoțional acolo, plus acest adult creat artificial, peste noapte. Adultul artificial avea loc, ieșea la suprafață atunci când negocia contracte, când trebuia să obțin ceva foarte dură, rigidă și cu oamenii cu care lucram și cu colaboratori, iar apoi câteodată mai ieșea acel copil la suprafață, care mai venea, mai strica, mai mergeam așa, mai mâncam dulce, mai nu știu ce, adică și treceam de la o stare la alta. Și puteam să fiu în anumite situații când să vorbesc cu cineva și într-o dată să trec de la o stare la alta și să nu înțelegi ce se întâmplă. Și ani de zile am fost așa. Și la un moment dat a trebuit să fac această legătură, pentru că adultul format pedepsea acel copil. Când ceva nu ieșea bine, exact ceea ce vorbeam mai devreme, mă autopedepseam, sufletește. Uite, n-ai făcut bine aia, nu ți-a ieșit bine aia, nu ți-a ieșit coreografia, nu ți-a ieșit piesa aia, nu ți-a ieșit... Și mă chinuiam, sufletește. Și nu e bine. Trebuie să faci pace cu copilul interior, să îl iubești și să-i oferi dragoste. Și am reușit asta prin meditații. Doamne ajută! Am dat o stare mult prea serioasă acestui podcast. Doamne ajută! Privind și cântărind toate lucrurile pe care le-ai avut în copilăria ta, ți-ai lăsat fetele să facă ce ai făcut și tu atunci? Da, le-aș lăsa, dar nu le-aș... Acum, știind foarte multe lucruri de parenting, evident că le-aș ghida altfel. Adică aș fi o manager foarte bună, pentru că știu ce trebuie să fac, dar le-aș ghida altfel, le-aș lăsa să se joace și, de exemplu, și acum mai facem reclame la produse pentru copii sau facem vloguri. Le întreb, vrei, ai chef? Dacă n-ai chef, adică mi-au mai multe zile. Și eu întreb, azi, vrei? Dacă zice, nu, a doua zi și așa mai departe. Adică nu le forțez să facă ceva ce nu-și doresc. Crezi că ai avut o copilărie fericită? Nu. Până la 13 ani. Până la 13 ani, da. Da, a fost frumos. După aceea a fost tumultoasă, adică erau ups and downs. Adică eram pe scenă, frumos, eram premiate, aveam stadioane, zeci de mii de oameni și apoi în culise, de sus, era un low emoțional.
ba nu ne înțelegeam, ba se întâmpla ceva, ba era o problemă. Și uite așa era, totul foarte. Iar apoi mai târziu în viață, așa a fost și viața mea o perioadă de timp. Ups and downs. Așa este de obicei și oamenii nu înțeleg. Ai văzut cum noi știm ceea ce faci tu și respectăm mult, știi ce facem și noi cu Damian exact. Brothers, care suntem în continuu plin de energie și sunt oameni maturi, oameni toată firea care vine. Maestre, sunt fanul noastră, ce... cât de plin de energie sunteți și așa sunteți voi toată ziua. Zic, da, că noi suntem pe Red Bull, adică nu avem cum să fim toată ziua așa, adică suntem și noi normali. Când coborăm după scenă, intrăm în viața normală. Este foarte mare. Deci, pentru că, bravo, diferența e uriașă. Și, cine și poate nu să faci, fie foarte... dureroasă. Și cine nu face parte din lumea noastră, nu înțelege. Păi nu, pentru că asta e problema lor și zice, bă, da... Când, în afară că ei au cântat la evenimente și la tot felul de lucruri, văd și ei când ai concertele astea mari. Ești sus, adrenalina e foarte mare. Și după aia cobor și 4-5 zile... Și apoi camera de hotel și nu mai ai adrenalina aia, corpul deja a eliminat-o și te simți de multe ori singur și nu înțelegi de ce ești atât de low. Bravo. Da. Și inițial, oamenii care nu sunt în industria asta nu au chestia asta, au viața liniară și emoțiile destul de liniare, adică au, ok, au achievement la job și sunt happy, sau un party cu colegii și sunt happy, dar la noi diferențele astea sunt foarte mari și dacă nu reușești să le controlezi, poți să intri în depresie. Pentru că s-ar putea ca partea aceea de jos să fie atât de mare încât nu poți să faci față. Nu mai poți să faci față și chiar dacă te mai urci pe scenă și așa, ești deja în depresie și chimic vorbind, creierul tău nu mai secretă serotonină. Nu, dar vorbeam despre asta și noi pentru că de obicei sau ai nevoie, depinde la ce vârstă e sau depinde în ce stare emoțională, de dulciuri sau de băutură sau de ceva ca să poți să... A, da, eu am nevoie de exemplu, pentru că fac foarte mult efort fizic, am nevoie de dulce, de ciocolată. Eu am de zile mâncam, când am avut probleme, mai țin minte cu greutatea, da. Tot în acest motiv, băgam în mine, nu poți să-ți imaginezi, cartoane întregi de prăjituri. Da. Ca să pot să, cumva, să umplu golul ăla după ce eram pe scenă și totul era super și pe aia, dacă stăm 3 zile acasă sau nu aveam nimic de făcut, băgam dulciuri în mine. Da, pentru că nu puteam să găsesc aceea stare. Exact. Și cine nu cântă, nu poate să înțeleagă asta. Da, asta odată și fericirea pe care o ai pe scenă, nu prea o găsești în altă parte. Pe scenă, mai ales când cânti la 10.000 de oameni, într-adevăr, și controlezi cu atitudinea, cu energia ta. În primul rând că tu dai universului din energia ta și te și încarci. Și un schimb de energie fabulos. După aceea, când ești de pe scenă, nu mai ai acel schimb de energie. Și toată ești tu și trebuie să-ți organizezi tu energia și foarte să greu. Te... Da, și e foarte greu. Mai ales acum, perioada asta, 2 ani, cât a fost pandemia, a fost greu. Și cine nu a avut alte activități să-ți găsească adrenalina și energia să-și o umple din alte activități, da, a fost greu. Nu mai zic financiar pentru unii, dar să-și... Cred că impactul... îți mulțumesc mult că ai deschis subiectul ăsta. Cred că impactul pentru unii dintre noi, dintre artiști, să zicem că și dacă ai fi ok financiar, nu are cum partea asta financiară să umple starea emoțională pe care o ai după scenă. Și dacă ai fi avut să zicem, băi, am acum 30 de concerte unde nu câștig banii pe care îi câștigam, încărcătura emoțională nu are cum să-ți o dea. Cu mulți bani care sunt în depresie pentru că nu au evenimente. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Da, nu, că mulți zic, păi, dar ai bani, ce? N-are nicio legătură. Nu, pentru că tu ai nevoie de hype-ul ăla și ai nevoie de sentimentele alea pe care doar scena ți le dă. Și nu din punct de vedere să fii adulat sau ceva. Nu, doar pur și simplu energia pe care o... Energia, da, n-are legătură cu... Și, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, copiii, da, nu împlinesc peste, dar e alt gen de împlinire. Adică ceea ce noi artiști avem pe scenă, fie că, nu știu, cântăm, dansăm facem instrumentiști ceva. Sau, nu știu, patinăm. Eu țin minte cu ani de zile în urmă am avut un concert cu Mircea, era Mircea cu mine și aici domnul Vigelie. Da. Și eram la Arenele Romane și am început concertul și cântam și la un moment dat, știi că de multe ori un concert durează 2 ore sau 3 ore și îți pare ca și cum a fost 10 minute. Da. Că intri în transa aia. Exact. Și Mircea, okay, vă mulțumim frumos, noapte bună! Și trecuseră fost 3 ore. Da. Și Mircea zice, bă, dar de ce închis? Că e prea repede. Da. Și erau deja 3 ore. Timpul nu mai... pe scenă e altfel, trece altfel timpul. Noi îl simțim altfel ca artiști. Da. La ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară? În liceu. În liceu. Am avut o relație de 2 ani în liceu. Da. Am avut prima iubire în liceu. Cu un băiat coleg cu mine din liceu. Apoi am avut o relație în facultate. Tot așa de vreo 2 ani și apoi am avut o relație de 8 ani cu un artist pe care îl știm. Da. Și apoi am fost căsătorită 4 luni.
L-a iertat pe tatăl tău pentru perioada în care nu ai gestionat cum trebuia relația cu tine? Da. Da. Din cauza acestor lucruri, adică datorită sau ți-ai dat seama că... L-am iertat mai târziu pentru că a trebuit să studiez, să citesc, să-mi dau seama și să-l iert pentru simplu fapt că și el, la rândul lui, așa a învățat de la părinții lui. Da. Dar na, când ești tânăr la 20 de ani, găsești tot felul de scuze, că ăla nu știu ce mi-a zis, ăla nu știu ce așa. Și de fapt, în momentul în care ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră și ne dăm seama că noi suntem singurii responsabili pentru tot ceea ce atragem, noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Și dacă eu am o vibrație joasă și eu nu sunt bine cu mine, voi atrage oameni în viața mea la fel de low ca și mine și cu o energie proastă sau cu răni sau toxici, la fel ca și mine. Deci trebuie eu să fiu bine și după aceea nimic din ceea ce toxic nu se va mai apropia de mine. Dar vezi, lucrurile astea nu le știi la 20 de ani. N-ai cum. Le înveți din greșeli, le înveți din... experiență și din terapie experiență. Multă. Și nu neapărat terapie, ci când oamenii dau cu tine de pământ. Deci în momentul în care tu ai experiență, fie și un divorț, fie și o relație șoată, fie și un stop cardiac, fie și... Înțelegi? Deci când ai niște experiențe negative de această magnitudine, începi să cauți. Și atunci îți dai seama, măi, stai un pic, eu dacă mă repar pe mine în profunzime, nu așa la suprafață, că vin și spun povești. Mă duc în subconștient și repar toate paradigmele, adică toate ideile din copilărie greșite. Și eu le repar atunci... Limiting beliefs, da. Exact. Credințele limitate. Greșite, exact. Din copilărie, dacă eu le repar, viața mea apoi se poate transforma în ceva fabulos, pentru că noi, fiind energie, noi suntem aici să manipulăm această energie. Și dacă noi știm să o manipulăm, noi putem avea orice și putem crea orice ne dorim în această lume. Suntem Suntem ființe spirituale, nemuritoare, având această experiență muritoare pe pământ. Și suntem aici pentru a învăța niște lucruri și pentru a evolua ca în următoarea viață să avem o viață și mai frumoasă. Dacă nu învățăm nimic în viața asta, nu e nicio problemă. Mai venim și mai învățăm. Wayne Dyer mi se pare că spunea, you are not physical beings you are spiritual beings in a experience. Așa, spiritual experience. Beings exact. In a mortal experience. Exact. Dar am încercat să zic în română Deci... Trupa voastră e un adevărat fenomen care nu cred că s-a mai repetat foarte în România, nu? Dar nici piața n-a mai permis, adică să nu vreau să par prea să egocentrist și mă laud, nici piața n-a mai permis, dar într-adevăr ca și succes, ca și cifre, e greu, foarte greu să... Cum ai perceput dimensiunea proiectului ăsta? La 18 ani după ce s-a terminat, abia atunci am conștientizat. Wow! Da. Pentru că am început cariera solo și primul an a fost foarte greu în cariera solo. Nici nu mai aveam finanțe și a trebuit să... Nu eram perceput, eram tot timpul văzut, blonda de la Andrei, nu are cum să atingă succesul. Și a trebuit la ideea lui Dan Popi, directorul casei de Crooked Music. M-am făcut brunetă, am schimbat stilul de muzică, pop-rock, am scos un album pop-rock, adică au fost niște pași, a durat mult, ca și Britney sau ca și Miley Cyrus. Da? În momentul în care Miley Cyrus... Cumva, exact. E Hannah Montana. Și ea după aia vrea să fie solo, artist și așa. Ce? S-a dezbrăcat, s-a tuns scurt, s-a pus pe bilă. Deci trebuie să faci niște chestii șocante. După care am făcut schimbarea asta. Ca să accepte cumva publicul că te-ai maturizat și nu mai ești doar copilul. Și că nu mai ești, să nu te mai vadă, da. Adică trebuie să te dezici complet de acea imagine ca să te vadă diferit. Ok, devenisem Avril Lavigne a României. Dar tot nu eram percepută ca femeie. Deja aveam 22 de ani și și eram percepută tot ca o păpuștoaică, pentru că fața e la fel. Ce am făcut? M-am dezbrăcat, prinde-mă, am făcut un videoclip sexy cu dansatoarele mele, cu apa, nu știu, adică le-am dat șoc, ca să înțeleagă, ok, am crescut, gata, uitați aia. Și ani de zile n-am vrut să... Da, e foarte greu pentru că oamenii li se întipăresc imaginea și e greu să o ștergi. Și când ai un asemenea succes, e foarte greu să ștergi. Da, enorm. Și tu poți să ai 30 de ani, ca Colin Cowkin sau cât are el, 36. Da, și să fii tot copilul ăla. Și să-l vadă pe la mie care face așa. Corect. Și tu să te chinui, cum și el, poate a vrut să aibă niște roluri și nu le-a primit pentru că era tot văzut. Sau sunt actori mari, că cel mai bine zău așa exemplu, care n-au primit anumite roluri pentru că tot erau identificați cu... Copilul. Da. Sau cu acel personaj. Cum e Captain Kirk, nu știu, din Star Trek. El n-a avut niciodată un alt rol mai bun, pentru că atât de proeminent a fost rolul ăla de Captain Kirk, încât... Captain Picard, care a fost mai, nu știu, mai bun sau nu știu, a reușit cumva să fie... Da, și cum acolo e foarte bine ce ai spus, e exact perfect cum ai spus. Da, și un exemplu. Și atunci trebuie să le șochezi ca să poți să scapi. Să schimbi. Care a fost momentul când s-au stricat lucrurile dintre voi două? Păi tot timpul erau frecușuri din astea, dar
erau pentru că părinții nu știau să gestioneze, îți dai seama, noi copii, adică mă uit acum la fetele mele, da? Ele se ceartă pe păpuși, pe fruchițe, pe ăștia, că eu nu știu să gestionez, ele pot ajunge să aibă resentimente una față de cealaltă, adică contează foarte mult adultul ce face. Și nici ei nu știau la vremea respectivă, adică, dar acum noi suntem într-o relație foarte bună, noi suntem prieteni, da, sunt așa fetițe ei, da. Face parte din grupul meu de suport emoțional, adică mereu glumesc pe tema asta, că fiecare om ar trebui să aibă un grup de suport atunci când trece printr-o problemă și nu numai, 3-4 oameni care să vorbească, pentru că avem nevoie să ne descărcăm, să ne spunem și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Le dăm afară, gata, au trecut, s-au dus, s-au dispersat, nu le ținem în noi. Și faci parte din grupul meu de suport și vorbesc orice cu ea. Și ce mișto că ai spus asta. Asta ar fi în termen vechi, pentru în termen popular românești, asta ar fi claca. Claca? Da, cum era claca acum 100 de ani la țară, da. Știi, nu că stăteau la claca, nu știi? Da, la țară pur și simplu stăteau la țară. Se puneau toți împreună, stăteau la claca, bă, bune, la claca și adică bârfeau pur și simplu. Da. Dar era un fel de suport emotional, da, support group. Și pe vremuri, și nu e glumă că am citit despre asta, mai dădeau foc și la foarte multă cânepă. Adică oamenii se și prăjau. Da, păi energia trebuie... Da, dacă ne uităm în trecut, de fapt, ei nu știau poate să se exprime cu energie, cu nu știu exact, ce, dar tot asta căutau, alte modalități. Exact. Care este cea mai de preț lecție pe care ai luat-o din perioada trupei Andre? Cea mai de preț este cu cât ești mai sus, căderea e mai abruptă. Da. Dacă stai așa pe la aproape de vârful etajul 2-3, ok. Nu te mai dă nimeni jos de acolo. Și asta am făcut după aia. N-am mai luptat după aceea să fiu în vârf. Lasă să fie alții în vârf. Andra, să fie Delia, lasă. Eu sunt acolo. Și ei stau bine acolo. Și așa pot să stau 30-40 de ani. Deja au trecut 20. Da. E bine să înveți lucruri de mic. Da, pentru că la 18 ani când s-a terminat Andrei, căderea a fost ceva sub zero. A fost ceva foarte abrupt. Și apoi cu greutate s-a construit ceea ce stă. În timp. Toți oamenii din industrie, când vorbesc despre tine, spun că ești inevitabil, ești o femeie puternică și hotărâtă. Uh-huh. Crezi că asta a avut de-a face cu construcția ta din copilărie, adică da, cu felul în care... Păi da, cu duritatea, cu lucrurile care s-au întâmplat atunci, m-au format, da, să fiu destul de dură, atât cu mine, cât și cu oamenii din jur. Dar, totodată, eu mi-am respectat foarte mult oamenii, pentru că am colege dansatoare care sunt cu mine de 17 ani. Petrișor dansează cu mine de 16 ani. Faptul că n-au plecat de lângă mine spune multe și înseamnă că i-am respectat, atât financiar, cât și ca oameni, chiar dacă eu în sală sunt dură. În sală, nu, haide, facem 3 ore, facem 4 ore, ține mâna așa, ține degetul așa. Dar, ca și oameni, după ce ieșim din sală, suntem prieteni, sunt ca o a doua mea familie, dar când e de făcut performanță, trebuie să facem performanță. Super! Băieți! Băieți! Ceva la Andreea. Super! Cum să nu dăm ea? Bine, băiatul meu! Bravo! Să cunoaște un francez. Anii mei și tinerețea, uite-i, Doamne, cum s-au dus. Cu Doamne, te întur de mine, de tânăr să viu la tine. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum s-au dus. Cu Doamne, te întur de mine, de tânăr să viu la tine. O bănidinara, o bănidinara, o bănidinilinina. Avem toate religiile. Am zis, super. Plânge Andreea Bălan? De jumătate de an n-am mai plâns. Nu. Dar când eram mai tânără, plângeam, da. Plângeam, când nu-mi ieșea ceva, când plângeam, mă consumam. Ți-a fost frică pentru mult timp să fii vulnerabilă? Deveneam vulnerabilă cu oamenii foarte apropiați, care reușeau să mă cunoască dincolo, da. Dar așa, la televizor, nu vreau să fiu vulnerabilă. Mai nu sunt vulnerabilă. În momentul ce ai crescut de mică, așa, da. Da. Dacă și... spune și Brené Brown, e bine să fii vulnerabil. Da, și am fost, cred că, învățată greșit că trebuie să fii perfectă.
trebuie să fii bine. Perfecțiune. Și nu există perfecțiunea. Și în momentul în care lași naturalețea să iasă la suprafață, poate oamenii te plac mai mult. Dar târziu am învățat asta. Ce te emoționează cel mai tare? Copiii acum. Copiii. Înainte să fiu mamă, nu. Dar acum când văd copii mici, cum se joacă sau când cad sau așa, mă emoționează. Fetițele mele, evident, mă emoționează. Fie și când se iubesc, dar și când se ceartă. Adică încerc să le... Aveam o spovedanie acum, vreo două luni de zile, cu părintele Iustin de la Oașa. L-am avut și pe el invitat aici la podcast și îi zic, wow, ce ciudat e sentimentul ăsta cu de când s-a născut băiatul. Cum mă simt așa când devin emoționat și asta. Și el spune, da, pentru că noi nu înțelegem un lucru. Atunci când naștem copilul și noi ne naștem iarăși. Da. Și chiar așa e. Da, da, da. Îți dă o altă perspectivă a vieții. Și eu am devenit cu adevărat mamă când s-a născut a doua fetiță. Și ai avut și... Da, și stopul cardiac. Adică mi-am dorit. Nu stau cu cardia copil. Da, mi-am dorit copii. Și am născut-o pe Ela, doar că încă eram, nu înțelegeam, ok, acum am copil, cariera, ce fac, nu știu ce. După ce mi-a dat viața la temelie și mi-a dat stopul cardiac, abia atunci mi-am dat seama, trebuie să o iau mai moale și totodată unele lucruri s-au deteriorat, cum ar fi relația cu tatăl fetelor, așa, probabil de la stopul cardiac a început totul și s-a făcut lumină, ordine și am înțeles de ce s-au întâmplat anumite lucruri și care a fost karma care trebuia să se întâmple și pe care eu trebuia să o duc și să o repar și să o curăț. Iar acum totul este foarte bine, dar a trebuit să trec prin această experiență. Cum ai ajuns la asta, la concluzia asta? Că văd că vorbim despre subiecte comune și am o vagă impresie așa că ai trecut și tu prin căutări de astea, de mistice. Terapii, de energii mistice. Da, păi când ți se întâmplă multe lucruri unul după altul, începi să-ți pui niște întrebări. Spui niște întrebări, da. Și zici, ok, ce am de plătit? Ori din altă viață, ori din viața asta, ce am făcut? Ce, exact cum spuneam mai devreme, bine faci, bine găsești. Dacă faci rău, ți se întoarce. Ori niște karme din trecut, ori și am realizat și... Ori o traumă transgenerațională, oriceva trebuie să fie acolo. Trebuie să fie, da, adică mergi să naști un copil și într-o dată te trezești că ți se oprește inima fără când niciun motiv. Când tu dai viață, adică... Da, da. Adică ceva a fost, o plată a fost acolo, karmică, și apoi totul s-a deteriorat în viața personală și a trebuit să devin mamă singură și să am grijă de aceste fete. Deci asta este o lecție pe care eu a trebuit să o învăț și să o duc mai departe. Și așa a trebuit să fie. Și relația cu tatăl fetelor, cred că a fost o relație karmică. Și cred că noi ne-am mai întâlnit probabil și în altă viață și noi alegem părinții, fetele ne-au ales pe noi, ca și mamă și tată. Ca să aibă experiența asta în viață. Să aibă experiența asta în viață, da, da. Și am mai avut niște relații karmice și cred că de acum mi-am plătit karmele. Cred că undeva, pentru că le-am înțeles. Știi, că în momentul în care le înțelegi... Te-a ajutat? Ai fost la terapeut sau la ce ai fost? Am făcut și terapie mulți ani, dar m-am documentat foarte mult, mai ales în ultimele 6 luni. Am citit foarte mult, am ascultat Joe Dispenza, Bob Proctor, Louis Hay. Am fost la ei personal. Abia aștept să... Că și la mine a fost o perioadă de asta foarte cu urcușul și cu obrușul și am vrut să aflu lucruri despre mine. Și înțeles că pe 30 martie vine România, pe 29 vine Sadhguru în România. Da, da. Da, și s-ar putea să fiu chiar cel care care pune întrebările. Da, 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 da. O să fiu prezentă la eveniment. Super. O să-și promovez evenimentul și aștept. Și citind foarte mult, am înțeles ce înseamnă relațiile karmice, ce înseamnă iubirea necondiționată și cum să faci să te eliberezi de karmă. Prin iertare, iertarea către tine și iertarea celorlalți și atunci tai karma, chiar dacă poate tu mai aveai, fie el ție sau tu lui, dacă tu tai și există iertare în sufletul tău, energetic vorbind te eliberezi. În primul rând să te iei pe tine. Da, primul eliberezi și nu te mai întâlnești în altă viață și ai tăiat karma și gata. Că altfel o să aduce aceeași durere iarăși, iarăși, iarăși. Da, exact. Iar acum... Cred că sunt conectată la un nivel destul de profund cu universul, am tot felul de sincronicități, nu mai zic de numere, că văd tot timpul numere, anticipez anumite lucruri și folosesc destul de bine legea de atracție. Meditez, vizualizez, creez, dar întotdeauna trebuie să pui sufletul, nu doar mintea. O foloseam și înainte când am văzut The Secret, dar nu atât de bine, nu înțelesem exact ceea ce înseamnă... Ce înseamnă legea atracției? Manifestarea? Cu sufletul. Abia când l-am ascultat pe Joe Dispenza și am înțeles cum trebuie să te aliniezi
emoțional și psihic ca să poți să manifesti. Tu trebuie să pui în energia pe care ți-o dorești, nu energia pe care o ai acum. Exact, da. Da, dar cred că, na, vorbim... același limbaj. Da, și poate unii se uită la noi și zic, așa sunt nebuni. Așa sunt nebuni amândoi, corect, corect, da. Nebunilor, ce ziceți da. Acolo? Hai să vorbiți mai bârfe, mai bârfe. Da, dar ar trebui să vorbim mai mult pentru ca să facem awareness. Ce le-ai recomanda oamenilor, ca să închidem cu subiectul ăsta, care au trec până depresie, anxietate și tot felul de traume? Ce le-ai recomanda să facă? E posibil de multe ori ca depresia să fie chimică. Okay. Mulți nu... Ce e depresie? Nu este adevărat. Ce revinos? Du-te, fă nu știu ce, fă nu știu ce, fă nu știu ce. Nu. Se întâmplă ca... uite, cum noi avem low-uri și ups and lows, da? La un moment dat, corpul tău să nu-ți mai producă serotonină. Și dacă nu-ți mai produce serotonină, ai nevoie, la un moment dat, de ceva chimic, o perioadă... Ca să te echilibrezi. Ca să te echilibrezi. După ce te-ai echilibrat, apoi da, poți să faci sport, să faci toate ce se drețe ta ca să scapi din depresie. Dar până nu-ți echilibrezi chimic creierul, dacă nu ai problema asta, asta o afli doar dacă ești la un psihiatru. Dacă nu ai problema asta, ok, mâncarea, sportul, atitudinea, mindset-ul, să găsești plăcere, renunți la job, găsești alte hobby-uri, vezi ce-ți place, testezi, faci ceva, nu stai acolo. Da, vai, este depresie, nu... Adică și eu am trecut prin astfel de stări, dar n-am stat niciodată acolo. Adică mi-am dat seama că sunt low și am zis, ok, ce trebuie să fac? Fac mai mult, fac aia, mă duc la dansez, mă duc în Mexic, fac performanță. Și așa mi-a ieșit performanța din dorința de a ieși din acele stări. Și oricum, dacă faci, taking action e mai bine decât să stai. Exact. Și dacă faci prost, mai bine să faci decât să nu faci deloc. Și oricum iese ceva de acolo. Da. Și oricum îți folosește. Cât de greu e să fii... sunt în industrie, dar pun o întrebare așa în general pentru toată lumea, atât de frumoasă cât ești, adică e greu să... Mulțumesc. Să fii frumoasă? Păi, eu am latura masculină mai dezvoltată, toți avem latura feminină și latura masculină. Și eu am avut-o și eu am în continuare mai dezvoltată pentru că a trebuit să am relații cu industria muzicală, este constant de bărbați. Evident, la casă sunt bărbați, impresari peste toți bărbați, rare ori femei. Producători bărbați, tot da. Bărbați, da. Și atunci a trebuit să vorbesc pe limba lor și a trebuit să fiu dură ca ei să nu... să nu take advantage sau să nu... Și nu prea am avut avansuri din industrie. Adică ei m-au perceput foarte clar. Vine bălarul în studio, păi vine la treabă. Și am avut norocul și cu tatăl meu care m-a manageriat până la 18 ani și atunci n-am avut astfel de probleme niciodată. Cum au avut tot felul de povești. Da, nu știu da. Cine s-a dat la nu știu cine, i-a cerut favorul și așa. Sunt tot felul de povești și la noi și afară. Eu n-am avut chestia asta. Adică tot timpul pe mine oamenii din industrie m-au respectat și m-au văzut ca un performer ambițios, muncitor și aole, vine bălan, hai să nu întârzi, hai să deschid microfonul, hai că vine și trage și e profi și gata. Și la mine totul e ceas. Adică când zic ora aia e. Dar în general cum e să fii o femeie frumoasă? A, mi-e vita răspunsul. Mulțumesc. Nu cred că sunt extraordinar de frumoasă. Știu să mă aranjez, știu să mă pun în valoare și înveți lucrul ăsta în timp. Și cred că vine și din latura asta feminină, evident, pe care încerc să mi-o dezvolt să fie mai mare decât latura masculină, pe care am avut-o mulți ani. Și frumusețea vine din interior. Și cred că eu acum sunt mai frumoasă ca în trecut, pentru că eu sunt mai bine cu mine. Și pentru că energia mea și vibe-ul meu e mult mai bun decât cel pe care l-aveam la 20 de ani, de exemplu. Da. 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 Și am început să simt energiile. Adică, uite, acum simt că tu ai o energie foarte bună. Dar pot să cunosc pe altcineva și simt vibrația joasă și atunci prefer să... De-ai văzut acum ce energie am. Ai o energie foarte bună. Foarte cald, foarte cald. Ești mama de o fetițe. Cum crezi că te-a transformat lucrul ăsta în viață? M-a transformat într-un mod extrem, extrem de frumos. Dar cred că e clișe, că așa zic toți părinții, nu? Mi-am dat seama că ce înseamnă iubirea necondiționată. Adică nu știam. Evident, în relațiile de iubire pui condiția. A, pe te iubesc dacă faci nu știu ce sau... Cu copiii altceva, nu e așa, trebuie să iubești oricum. Și eu având și copilăria pe care am avut-o, acum știu exact ce înseamnă iubirea necondiționată. Și că trebuie să ofer fără să am pretenții și fără să cer copiilor mei. Și apoi poți să transpui lucrul ăsta și în relația cu un partener. Dacă... Ai spus mai asta devreme a fost că... lecția pe care eu a trebuit să o învăț în viața asta. Exact. Ai spus mai devreme că ca să tai karma trebuie să ierți. L-ai iertat pe tata al copiilor tăi? Da. A fost greu, dificil, a trebuit să trec și eu prin niște introspecții cu mine, așa, și mi-am dat seama că, da, a fost o relație karmică, așa a fost să fie, fetele ne-au ales pe noi. Voi ați fost mai mult înainte să fiți căsătoriți, nu? Sau... Da,
Fetele s-au născut înainte ca să fim căsătoriți. Ne-am căsătorit după stopul cardiac și nu-mi doream să fac nuntă. Nunta pur și simplu mi-a venit după ce m-am trezit din acea comă. Mi-a venit ideea să fac nunta și trupa Andre. Cred că s-a întâmplat ceva atunci. Nu mi-aduc aminte de vreo lumină la capătul tunelului. Cât ai stat în comă? Câteva ore. Nu foarte mult. Dar în momentul în care m-am trezit, chiar a doua zi, eu am semnat-o pe Andrei Antonescu. Auzi, refacem trupa. Eu eram așa anchilozată. Nu puteam să mă mișc. Auzi, vezi că refacem trupa. Da, revinu-ți și facem ce vrei tu, dar doar revinu-ți. Adică noi mai vorbeam așa odată pe an sau ne mai întâlneam la cafele, dar n-am, nu vroiam, nu, ce, nu. Deci înseamnă că ai simțit că ai lăsat acolo ceva neterminat. Exact. Și l-am sunat pe... așa, și zic, vrei să vezi că facem nuntă? E, mai facem nuntă acum după doi copii. Da, facem nuntă. Și am făcut nuntă la 6 luni. Pe am fost 4 luni și pe aia am băgat actele de divorț. De fapt, nunta nu-și mai avea rostul. Dar așa am simțit și mă bucur până la urmă. Știi de ce? A fost nunta, scuze că te întreb asta, o modalitate de a salva? Probabil. Adică simțeai deja probabil că lucrurile nu sunt ok? Nu. Poate la un nivel inconștient, dar sub inconștient nu. Și atunci coleg, singur. Da, uite, bună întrebarea asta. Da, uite, facem psihologie și aici. Probabil în momentul în care am fost în comă. Ai văzut ceva și ți-a spus. A fost ceva, da. Subconștientul s-a trezit. Let da? Me save this. Da, și atunci când eu m-am trezit, ce era neterminat, Andreu, și nunta a fost ca hai să salvez. Exact. Da. Încununare. N-am reușit să salvez, am făcut nunta, dar n-am reușit, pentru că probabil lucrurile între noi așa trebuiau să fie, trebuia să fim părinți și să ne despărțim. Așa a fost legătura asta și să fie o chestie karmică din care ambii să învățăm și acum să o luăm pe drumuri diferite și fetele astea să fie așa. Crezi în soulmates? Foarte mult, în twin flame. Foarte mult. Dar cineva mi-a spus că oamenii care creează și sunt pe scenă au twin flame-ul în astral pentru că sunt ghidați. Și prin urmare, dacă vreau să manifest un soulmate. Ce tare, mișto. Asta. Mulțumesc, am învățat ceva nou. Ce moștenesc fetele tale de la tine? Fetele sunt diferite. Cea mare, de 5 ani, Ela, seamănă foarte mult fizic, seamănă cu mine și cu bunii fizic, dar la caracter este boemă, este, cred că seamănă mai mult cu tatăl ei la caracter. E așa, e foarte boemă, sensibilă, așa. Cea mică nu seamănă fizic cu mine, seamănă cu partea cealaltă, dar este foarte, foarte ambițioasă. Deci până nu faci ca ea, până nu, deci răsculești toată casa, găsește modalități, manipulează la 2 ani jumate, până nu-i dai ciocolata, cadea și macaron și ce vrea ea, nu se lasă. Da. Îți dar dorești? Este foarte bine pentru că se completează. Da, da. Una este balanță, una este pești. Și este foarte bine că se completează. Eu învăț de la ele și mă echilibrează. Îți dorești sau ți-ai dorești un băiat? Adică ar echilibra energia? Sau? Da, uite, în meditațiile mele și pe lista mea de... Bucket list. Da, mai doresc un copil, un băiat. Dar nu mai pot eu să-l fac. Probabil cu o mamă surogat, dar mi-aș dori. Ce calități ai vrea să dezvolte fetele la maturitate? E foarte important să se iubească pe ele. Foarte important, pentru că iubirea de sine te ajută în viață să realizezi foarte multe lucruri, să știi ce meriți și să atragi oamenii potriviți în viața ta și să scapi de aceste etape pe care noi, generația noastră, noi le-am avut. Noi, neavând mulți dintre noi iubirea de sine din copilărie, a trebuit să ne învățăm dur lecția asta. Eu am învățat-o destul de târziu, după stopul cardiac, târziu, deci la 30 ceva de ani. Dacă ele învață iubirea de sine de mici și iubirea de sine o înveți de la părintele de același sex. Ele, cum sunt fete, învață iubirea de sine de la mine. Pentru că ele mă imită pe mine. Dacă eu mă iubesc pe mine, și ele se vor iubi pe ele. Dacă mama mea nu s-a iubit pe ea, și eu am problema asta. Iubirea de partener o înveți de la părintele de sex opus. Deci e datoria tatălui lor să le iubească, ca ele să știe mai târziu să-și iubească un partener și e datoria tatălui lor să fie prezent în viața lor, ca ele să nu se simtă abandonate și mai târziu să nu caute parteneri care să le ofere aceeași lecție de abandon. Până când ele vor învăța această lecție. Deci, iubirea de sine te învață că trebuie să... Că, nu, tu știi că meriți și atunci vei atrage mai târziu oameni și oportunități pentru că tu meriți. Deci, băieți, iubirea de sine de la tată și iubirea de, pentru partener de la mamă. Mamă, da. Ca să știți. Exact. Știu că ești o fire luptătoare și puternică și ai dovedit asta și se vede în tot ceea ce faci și cum vorbești și în tot ce ai realizat.
ești acum într-un plin divorț, de unde se pare că o să ieși tot învingătoare. Asta a terminat. S-a terminat și acum așteptăm doar, dar cred că când se va difuza asta deja... Ba, nu contează. Da, da. Deci, n-avem, nu suntem divorțul practic s-a terminat, e doar o chestie de... Și a ieșit învingătoare? Redactare. O să vedem învingătoare. Okay. Oricum sunt învingătoare pentru că am aceste două fetițe extraordinare. Să-ți trăiască. Și indiferent de ce scrie în hârtia aia, că ok, culpa mea, culpa lui, culpa comună, whatever. Până la urmă s-a terminat, asta e important, fiecare este fericit, fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești copii minunați. Fiecare cum poate, evident. Doamne ajută! Da. Te-a afectat asta mai ales, adică la cât de puternică ești, mai ales după, și după stop cardiac, care l-ai avut și da, au fost prea multe, unul după altul. Te-a afectat, da. Adică toată apariția asta în presă, pentru că despre tine nu apăreau lucruri de-astea. Da, că mai erau niște foto în da. Cealaltă relație, pe la mare, da, uite, da, uite da, fundul, da. Andreea, uite nu știu ce, cum e presa de obicei, asta de, da. De gossip. Dar în rest te-a afectat, fiind în lumina asta, mai ales fiind foarte sensibil și artist, te-a da. Afectat ca... Păi... Știi, în momentul în care ai o problemă personală, știu trei oameni, dacă ești necunoscut. Da, de obicei. Când ești persoană publică, știi toată țara. Și vezi tot timpul bârfe, articole mincinoase și nu poți să stai și să vinzi. Și mai avem și articole care le place să pună sare pe rană. Da, iar eu, la nivelul meu de brand, nu pot să stau să vin să dezmint fiecare articol negativ, adică în ultimii doi ani de când s-a întâmplat așa, fie că erau alimentate sau inventate de ziariști sau alimentate de așa, eu nu puteam să vin să dezmint fiecare articol. Adică le lăsam să treacă, mai citeam, ok, iar scriu inepție, ne culcăm, mâine e o nouă zi, știi, cum pe aripile vântului. Ți-a creat anxietatea asta? Nu, eram obișnuit oricum din trecut de atâta și atâția ani să se scrie. Dar n-ai ce să faci, trebuie să taci și nu poți să vii de fiecare dată trimis comunicate și dezminți. Mai bine taci, let it go, pentru că foarte mulți oameni nu mai citesc. Acum da, da. Nemai sunt atât de multe printuri și pe online oamenii nu mai au timp să intre să citească pe toate site-urile și let it go, let it go. Și cu cât am tăcut, eu am tăcut foarte mult în ultimii de ani, n-am ieșit să dezmint. S-a prins mai bine. Mi-a prins mult mai bine, pentru că oamenii au văzut că zbârfe, așa, Andreea nu iese, nu zice, sunt bârfe, le trecem la bârfe, gata, noi, oricum, performanța am făcut, anul trecut am lansat un album, după mulți ani, Soare după Nori, cu 13 piese, am lansat clip după clip. Adică tot timpul am venit cu partea artistică și am arătat că eu nu stau să pierd timpul cu bârfe, să le dezmint. Eu sunt artist, eu fac treaba mea. Am făcut clipuri, te cunosc de undeva, evident, de 10 ani. M-am băgat în tot felul de proiecte. Și atunci viața m-a răsplătit, universul m-a răsplătit dacă am lăsat energia aia negativă la o parte. După ce ți s-a întâmplat, mai ai încredere în bărbați? A, da, bineînțeles, n-are nicio legătură. Încrederea în bărbați nu vine, nu se strică. Încrederea în bărbați vine din tine. Dacă tu ești bine cu tine, evident că vei atrage... Dacă tu ești ok inward, outward... Vei atrage oameni foarte mișto lângă tine. Adică în ultimele luni am cunoscut multe persoane mișto și sunt convinsă că o să fie bine în continuare. Deci chakrele s-au aliniat chakrele, dacă o dăm pe glumă așa, să nu mai fim de serios. Și viața mea de acum va fi foarte frumoasă, sunt convinsă de asta. Și faptul că meditez în fiecare zi mă ajută enorm de mult dimineața și în carieră. Când am timp dimineața, dacă am ce programul la 12, dacă nu am timp și trebuie să plec dimineața de acasă, seara, mă pun cu fetițele în pat, că noi dormim toate trei. Și ele adorm înaintea mea cu lăpticul, nu știu ce, și eu stau cu căștile. Și... Da, și ascult. Ce meditez exact? Am niște guru, Master Sri Akashna, mai mulți am, și în special Joe Dispenza. Ascult foarte mult și am înțeles cum ne vindecăm, orice boală. De exemplu, eu n-am făcut COVID. Pentru că nu am crezut, și tot timpul spun de mine, se lipește COVID. Nu s-a lipit. Nu port deseori, da, mască. Merg oriunde, mă pup cu toată lumea. Am tot fel de activități. Nu s-a lipit. Și nu cred că o să se lipească. Pentru că vine de aici, din mindset. Așa și e. Pentru că noi ne putem vindeca, auto-vindeca. Când am o răceală, nu e adevărat, eu nu zdrăcit. Cel mult iau un Nurofen de durere de cap, dacă mă doare rău cap și nu pot să performez în momentul ăla. Cel mult, dar rest, eu nu iau medicamente, nu... Mai crezi în dragoste adevărată? Bineînțeles. Dar dragostea adevărată o ai tu cu tine. Și evident cu copii, iubirea necondiționată și cu siguranță, da, cred. Dai vina pe destin sau pe tine sau pe alții? Destinul,
Este scris până la un anumit punct din contractul de suflete pe care ni-l facem înainte. Și stabilim cu, uite, tu trebuie să ne întâlnim în viața asta și tu o să mă rănești, că eu o să învăț iubirea de sine. Copiii ne vor alege, sufletele Ela și Clara ne-au ales ca și părinți. Și asta a fost menirea noastră, să fim părinți și atât. Ai citit Cheile Genelor? Nu. Citește. Să citesc? Da, e unde asta cu profil hologenetic incredibil. Asta mi-a sărit mie așa în cap. Dar e foarte tare. Da. Și eu acum am învățat iubirea de sine și prin urmare știu să ofer iubirea necondiționată și știu să și fac acest schimb, să și primesc. Cât de important a fost ceea ce s-a întâmplat în viața ta personală sau în viața ta în punct de vedere al iubirii și al dragostei? Cum ți-a afectat ceea ce faci, adică în sensul bun? Te-a făcut mai sensibilă pentru muzica pe care o faci și, nu știu, și pe partea de ambiție și de luptătoare, dar din punct de vedere, cum te-a afectat emoțional, adică cânti mai emotivă, ai fost mai înțeles, da. Simți mai bine, la asta mă refer. Da, de exemplu, după ce s-a terminat relația de 8 ani, acum 8 ani, am suferit foarte mult, dar atât de mult ambiția mea a crescut, încât din secunda mi-au luat band, am început să cânt live. Show-urile mele au devenit și mai spectaculoase. Adică după fiecare eșec în partea personală, găseam așa o putere, o forță de nestăvilit să fac, să demonstrez, și fiecare eșec pe partea personală pe mine m-a ajutat în carieră la modul că m-a motivat să fac și mai multe realizări. Cum anul trecut am lansat un album. Da. Acum sunt băgat în 3 proiecte la Antena 1. Fac tot felul de lucruri. Creez. Creativitatea mea a crescut după. Pentru că te-ai eliberat cumva. Da, și pentru că am avut și mai mult timp liber, dar și, iar referitor la ce ai spus la cântat, întotdeauna mi-am pus, dar asta din liceu, de când m-am despărțit, de exemplu, de iubitul din liceu, mi-am pus viața în versuri. Fie că le făceam eu sau compozitorii, nu știu, mergeam la Marius Moga. Da. Moga, fiate, m-am despărțit de ăla, uite ce mi-a făcut. Fii aici, ups, eroare, n-ai să mai găsești una ca mine, știi? Puneam versuri. La asta mă refer. Exact. Și apoi sufletul se transpunea în voce. Deci spuneai pur și simplu sufletul pe tavă pentru public. Da, și transmiteam vocal. Cântam piesele în care îmi puneam sufletul, scântate mai bine decât piesele în care și când luminile se sting, ne dau foc la paradis. Ok, super. Decât am învățat din nou să zbor, să trec peste zilele care dor. Știi? Altfel când despre mine. Că simți că e povestea ta. Da, și publicul altfel mă simte și se regăsește în aceste piese. Am cântat și că mulți spuneau Dan Popescu, dar de ce nu cânti piese vesele, draga mea? Tu dansezi acolo, hopa, țiopa, cântă piesele vesele. Zic, Dan, dar nu le simt pe alea vesele. Eu știu, eu fac performanță în știu, dar nu le simt eu tot pe alea de suflet, tot alea inimă de fier. De fapt, spuneai povestea ta. Da. Și oamenii m-au simțit mai bine. Băieți, mai cântați! De dragoste! Da. Cum să nu? Ia! Vrei tu, de dragoste? Pentru ea! Te ajută corpul? Da. Da. Da, ce simplu e să vorbești cu un artist. Ce mă zic? Altfel vorbești cu un artist. Da, și minorul fără așa. Ceva de dragoste, așa cum a zis Damian, pentru doamna Andreea. Ceva ca pe Vlașca, nu? Doamne, să nu mă omor, că am iubit două surori, că am iubit două surori, mă. Și pe soacră mea odată, și pe soacră mea odată. Ia uzi, iubi una, iubi două, iubi 49, și din 49 m-a lăsit numai cu două. Una veche și alta nouă. Pe aia veche s-o cinstesc, pe aia nouă s-o iubesc. Măcar să mă prăpădeți, mă. Dă-le, Doamne, să ne dea
Deci asta e că sunt piese scrise despre artiști, despre oamenii normali. Exact, da. Deci în folclorul nostru, o soră, două sori, deci o soră, a doua, cumnata și soacra. Da. Și soacra? Am înțeles. Tot satul. Da. Trebuie să fii în secolul ăsta în care trăim. Trebuie să fii... Darnic. Normal. Darnic și important. Chiar dacă mă duci și te vie cu mămăligă, trebuie da. Să fii acolo. Deci n-am terminat ideea, fii atent, cu contractul de somn. De destin. Deci destinul ni-l faci, este scris într-o anumită măsură cu aceste energii și niște lucruri pe care noi le stabilim în astral înainte. Dar ai liberul arbitru mai departe. Ai aceste relații karmice pe care le întâlnești în viață, din care tu trebuie să înveți niște lecții, dar mai departe tu decizi dacă mergi în direcția așa sau așa. Adică legea de atracție există și funcționează. Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun totul este scris. Ronda Bryan, cine a scris? Ronda Bryan in The Secret a făcut un lucru incredibil. Mi-a trimis pe timpul ăla, eram în fosta mea soție și mi-a trimis DVD-ul, unul dintre primele DVD-uri, Anastasia, da, cu The Secret, era clienta ei și mi-a trimis asta. Și m-am uitat la el și m-am uitat și o an de zile ca toată lumea. Da. Dar nu spun că n-a fost bine produs sau făcut, dar nu a fost explicat simplist. Așa cum... Bravo! Nu, exact. A fost simplist. Da. Adică, pur și simplu, acolo era, dacă te uitai la el, atunci când ne-am uitat, da, îți imaginezi, stai pe loc și o să vină. Da, nu așa funcționează. Nu. Mai târziu, da, m-am aprofundat și eu. Trebuie și să pui emoția... Pentru foarte mulți oameni, dacă ai văzut și pe forumuri și în comentariile lui Joe Dispenza, dau exemplul ăsta. Băi, în The Secret, nu asta am înțeles. Exact. A fost mesajul a fost puțin eronat, adică dat... Și attraction are action. Bravo. Și atunci tu trebuie să acționezi, adică, ok, vizualizăm, suntem în acea stare, ne simțim în mașina aia mișto, nu știu ce, dar trebuie să acționăm, mergem exact, și lucrăm. Exact. Nu stai doar pe loc să-ți imaginezi să vină. Poți să-ți imaginezi ce vrei tu, că nu you become vine. Delusional. Și, da, și trebuie și energia ta, de exemplu, dacă vrei să manifesti o relație de iubire, energia ta trebuie să shiftuiască, tu să fii bine cu tine. Vibrația și automat. Te mergi undeva și întâlnești pe cineva de aceeași vibrație cu tine și imediat you clicked because... De fapt, dacă să te gândești, este exact atunci când ar fi la radio, dacă vrei să asculti, știu, Virgin, Magic, Romantic sau ceva, exact, trebuie să dai... Frecvența, tune in. Să găsești frecvența. Și referitor la ce m-ai întrebat, eu am atras unele evenimente neplăcute în viața mea pentru că eu eram de vibrație joasă și eu aveam niște lecții de învățat. Am învățat acum din ele și cu siguranță de acum nu voi să vede și să simte în privirea ta, în aura ta, nu că sunt un cititor, da. Cititor de aure sau asta, să vede... Și chiar dacă când eram mai tânără dădeam vina pe alții, pe exterior, pe X și ZYZ, am învățat că nu, de fapt, că în momentul în care se asumi responsabilitatea vieții tale, you take your power back. Așa. Și atunci devii creatorul vieții tale. Nu mai dai vina și nu mai ești în postura de victimă. Dar vezi, trebuie ca viața să te pună jos și să treci prin niște lecții ca apoi să-ți cauți, să pui aceste întrebări. Pentru și că dacă, să vrei și tu să te ridici. Exact, pentru că dacă tu, viața ta e liniară, frumoasă, drăguță, nu știu ce, tu nu pui întrebări, că n-ai de ce. Și noi, de fapt, creștem doar în inconfort. Nu exact, creștem în inconfort. Din durere, da. Ți-e frică? Ai frici? Nu mai am frici. Dar ai avut frici? N-am ansietăți, n-am... Da, poate, nu știu, acum câțiva ani, poate aveam frica că ce fac cu cariera, cu banii, cu... Nu mai există această frică și frica îți aduce lack și din lack tu nu manifesti. Cum ai scăpat de frici? Mi-am dat seama că eu pot orice, dacă mă iei acum și mă pui în altă țară, eu pot orice. Pot să reconstruiesc, pot să fac, pentru că sunt talentată, am cu ce. Fie când, fie dansez, fie vorbesc, fie prezint, fie orice, pot să fac orice, fie mă reprofilez și fac altceva, dar tot ține de mindset. Trebuie să-ți spui că poți. Carol Dweck, mindset. Regrești ceva din tot ce ai făcut până acum? Absolut nimic, nu. Cred că lucrurile așa trebuiau să se întâmple. Din ce n-ai făcut? Din ce n-am făcut? Nu. Am făcut multe. Și în carieră, și în viața personală. Nu regret nimic, pentru că eu a trebuit să învăț, eu a trebuit să trec prin lucrurile astea. Cred că eu, în astral, mi-am ales înainte. Mă întâlnesc cu tine, de la tine învățaia asta, ca eu la aproape, cât am eu, nu zicem, parte 29-30, să învăț aceste lecții și să ajung aici și să pot să și vorbim. Uite, noi vorbim despre asta, da? Și poate învățăm și predăm mai departe anumite lucruri. Ca alți oameni să nu poate să înțeleagă mai repede ca noi. Noi am înțeles lucrurile astea la o anumită vârstă, mai avansată și mai greu, da? Dar poate oamenii mai tineri din ziua de azi vor înțelege mai repede ce înseamnă karma, ce înseamnă toxicitate, ce înseamnă iubirea de sine și nu vor avea un drum anevoios. Atât de anevoios. Da. Ți se pare că e destin sau întâmplare? Ce? Totul.
Nu e întâmplare. N-are cum să fie. Nu e coincidență. Totul se întâmplă... Pentru un motiv. Pentru un motiv, da. Fie că, ți-am zis, exista scris ceva acolo, o anumită parte, fie eu am ales energetic anumite lucruri. Dar nimic nu este întâmplător. Și oamenii pe care îi întâlnești și tot ceea ce faci. Eu am fost predestinată să fiu pe scenă, ca și tine. Ești fericită azi? Sau cel puțin content? Nu, sunt foarte fericită azi. Nu vreau să zic content, că nu. Sunt foarte fericită pentru că am un echilibru cu mine extraordinar. Echilibru pe care nu l-am avut niciodată. Cum reușești să ai echilibrul ăsta? Am reușit datorită lecțiilor pe care le-am învățat. Și mai nou datorită acestor meditații și mai nou datorită hobby-urilor pe care le am. Investesc foarte mult timp în lucrurile care îmi plac. Am acum un proiect extraordinar în care m-am implicat. Nu pot să vorbesc public, încă nu e la Antena 1. Și atât de tare mă fascinează și mă excită proiectul ăsta și mă duc la repetiții ca o nebună și ca un copil mic mă bucur. Și mi-au de acolo serotonina, oxitocina, adrenalina și cred că asta e secretul. În general, fă ce-ți place. Și un lucru foarte important. Am văzut la noua generație și chiar și la Nextar erau copii care spuneau, vreau să fiu vedetă. Nu. Vrei să oferi ceva lumii, universului și atunci tu vei fi răsplătit. Eu niciodată n-am făcut ce am făcut pentru bani. Banii au venit și au fost o consecință a lucrurilor pe care eu le-am oferit universului. Spectacolele mele spectaculoase, coreografiile, show-urile. Și atunci oamenii m-au chemat la concerte. Deci, banii au venit. We are here to serve. Da. Și cu cât faci lucruri mai frumoase și oferi universului lucruri frumoase, cu atât ești răsplătit și financiar. Dar trebuie să faci din plăcere. Nu din obligație. Mă duc acolo să fac bani. Nu-ți vin banii dacă faci pentru bani. Trebuie să faci cu pasiune, cu dragoste și atunci banii îți vin. Eu nu mai gândesc la bani. Efectiv. De ani de zile nu mai am problema banilor și nu mai gândesc la bani. Pur și simplu fac și banii vin. You're astonished. Da, multe și la tine, da. Spune ceva care n-ai spus-o nicăieri în altă parte. N-am spus nicăieri toate lucrurile astea cu soul contracts și cu soulmate și cu timp. Pe bune? Nu, e prima oară. Cum nu te-ai deschis așa? Păi, sunt informații pe care și eu le-am studiat și le-am cercetat în ultimele 6 luni. Și a fost și o energie. Și faptul că tu înțelegi ceea ce spun. Da. Dacă mai înțeleg, sperăm să mai... Da. Înțelegă. Da. Deci multe nu le-am spus, așa că... Într-un final vreau să spun pe fiecare invitat sau fiecăruia îi pun întrebarea asta. Din toate experiențele pe care le-ai avut în viața ta, vreau să îmi dai un citat. Vreau să mai zic ceva. Te rog. Ceea ce am descoperit de curând și am înțeles de la Joe Dispenza, deci contează foarte mult de meaning, deci înțelesul pe care tu îl dai unei experiențe negative. Experiența aia poate fi nici negativă, nici pozitivă. Poate fi doar o lecție și contează mintea ta cum o traduci. Deci stopul cardiac, de exemplu, care a fost cea mai nasoală decât divorț, deci nasă. Contează cum o traduci tu în mintea ta. Eu am tradus-o la început, vai, era să mor, vai, ce mi s-a întâmplat. Vai. Mai târziu, am schimbat paradigma și... Nu, a fost o trezire, un awakening. Și eu a trebuit să trec prin chestia aia ca eu să apreciez mai mult viața. Să mă bucur mai mult de viață, să mă iubesc pe mine. Înseamnă că eu nu mă iubeam suficient să-ți de mult pe mine. Ego. Da, exact. Și corpul meu a respins, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Contează foarte mult, deci, ca și sfat, nu? Indiferent de ce se întâmplă în viețile noastre, indiferent de greutăți, de lipsuri, de tot ce avem, trebuie să dăm un alt fel de meaning mai pozitiv decât dramatic. Și atunci shiftuiești acea situație în favoarea ta și înveți ceva din situația aia și mergi mai departe și după aceea și viața ta se schimbă pentru că vei atrage lucruri frumoase. Într-un final, vreau din toate experiențele tale, să zicem că peste 100, 200, 500, 1000 de ani, când o să fim toți de metavers și doar virtual, exact, da. O să rămână undeva pe YouTube și cineva se va uita la Andreea Bălan și la vârsta asta până acum, care ar fi un citat din tot ce ai învățat? Adică, din viața ta, propriu tot citat. Băi, în viață, trăiește liber, distrează-te, fii fericit. Nu m-am gândit, stai să compun unul acum pe... Nu știu, să luăm experiențele negative ca pe niște lecții frumoase din care învățăm și cu cât ne iubim pe noi și
mai pus așa în... Important e să ne iubim pe noi și așa o să știm să și oferim iubire. Și să și primim iubire. Mulți dintre noi poate nu știm sau n-am știut să primim iubire și să acceptăm iubirea. Îmi vine cineva, te iubește și tu nu știi ce să faci cu acea iubire. Deci e important. Și iubirea pe scara sentimentelor este... The highest, da. Richard și... Dawkins. Exact, da. Lumina. Și guilt este cel mai jos. Și atât timp cât avem iubire... Guilt and shame. Da. Atât când avem iubire față de noi, știm să și oferim, nu neapărat partenerului, tuturor. Când noi înțelegem lucrul ăsta, înțelegem că toți suntem egali și că suntem aceste suflete venite aici cu fiecare având drumul său. Și atunci lăsăm ego-ul la o parte și ne vedem egali. Suntem toți egali. Suntem toți unul. Unul, dar fiecare cu drumul său și cu lecțiile proprii de învățat. Andreea Bălan, îți mulțumesc mult, o să rămână. Drag. Îți doresc mult succes în tot ce mulțumesc. Faci. Și mai am o întrebare la sfârșit. Da. Acum mi-a venit. Zi. Ce se întâmplă cu acel inel pe mâna stângă? Ah, nu. E un tatuaj pe care l-am făcut cu iubitul din liceu și n-am mai vrut să-l mai șterg. Și l-a acoper cu inelul ăsta. Cu inelul acesta frumos, da. Dar cu siguranță va veni la un moment dat și o verighetă și o așa, și pentru că sunt convinsă că se va întâmpla. Doamne ajută! Pentru că se întâmplă exact așa cum ne dorim. Cum trebuie să se întâmple. Și cum trebuie să se întâmple. Să rămână, îți mulțumesc mult de tot și multă sănătate. Să rămână și baftă, succes! Mulțumesc!